Avionul nu se poate înălța de la sol mai mult de un metru, deci practic nu zboară. Acesta are caracteristici identice cu cele pe care le-a avut primul aparat de zbor construit de Traian Vuia. Expoziția a avut ca scop comemorarea lui Vasile Craiu, asul aviației române în primul război mondial. Ce vedeți aici e copia avionului Vuia 1906, construit sub patronajul Arpiei, la Craiova, de un grup de aviatori pasionați și patrioți. Cu acest avion am prezentat România la Bruxelles, invitați de Marele Stat Major al Armatelor Întrunite Europene și anul trecut în Franța, la Ferteale, aerodrom Sredni, unde ne-am bucurat de foarte mare atenție și am fost primiți cu mare fast. Gorjenii au rămas foarte impresionați de replica avionului lui Vuia. Au rămas foarte surprinși pentru că noi am reușit să facem așa ceva. Și obiectul nostru principal la activitate este popularizarea tradițiilor și a valorilor românești, atât în țară cât și peste hotare. Eroul aviator Vasile Craiu a fost comemorat astăzi la Târgu Jiu cu ample manifestări organizate de municipalitate. Edilii au cinstit memoria eroului gorjan care a luptat în primul război mondial cu lansări de cărți, expoziții, dar și cu prezentarea în centrul orașului a unei copii după celebrul aparat de zbor cu care Traian Vuia a scris istorie în 1906, atunci când a zburat pe un câmp de lângă Paris, după ce s-a desprins de la sol la o înălțime de un metru și a zburat pe o distanță de 12 metri.